Bună ziua, dragi copii de clasa a patra! Mă numesc Doșa Eva, sunt învățătoare la Colegiul de Muzică Sigismund Toduță din Cluj-Napoca și vă propun să învățăm astăzi împreună. Vă rog frumos să vă pregătiți un instrument de scris și caietul de limba română. Pentru început, v-am adus câteva ghicitori. Să vedem dacă reușiți să ghiciți despre ce este vorba. Ascultați prima ghicitoare. Un coleg mi-a oferit ajutor neprețuit. Pentru asta, negreșit, ce cuvânt am folosit? Oare ce cuvânt am folosit? Da, este vorba despre cuvântul mulțumesc. Ascultați ghicitoarea următoare. Dacă vreau să reușesc să obțin ce îmi doresc, am să adresez îndată o formulă fermecată. Oare care este ea? Care este oare formula fermecată? Da, ați ghicit. Este vorba despre formula te rog frumos. Ca să aflăm cum este copilul care folosește aceste formule magice, mulțumesc, te rog frumos, vom rezolva rebusul următor. Ce vedem în prima imagine? Da, este un iepure. Ce vedem în a doua imagine? Corect, vedem garoafe. Ce vedem în a treia imagine? Da, este o vulpe. Ce vedem în a patra imagine? Da, vedem un ghiocel. Ce vedem în a cincea imagine? Da, este un fluture. Ce vedem în a șasea imagine? Da, vedem o minge. Ce vedem în a șaptea imagine? Da, este un cal. Ce vedem în a opta imagine? Da, este o focă. Ce vedem în ultima imagine? Da, acestea sunt castane. Ce putem citi pe verticală? Ce scrie cu litere roșii? Politicos. Deci, cum este copilul care folosește formulele magice mulțumesc și te rog frumos? Da, este un copil politicos. Cum se comportă, ce face un copil politicos? Este amabil, este respectuos, se comportă frumos, salută, îi ajută pe alții, își cere scuze, mulțumește. Cred că ați ghicit deja despre ce vom învăța astăzi. Titlul lecției de astăzi este Lecție de politețe. Vă propun să analizăm câteva situații. În prima imagine vedem o mamă și copilul ei mergând spre școală. Nicu, salută-o frumos pe doamna învățătoare. Bine, bine, mami, răspunde copilul. Care este sfatul mamei? Da, sfatul mamei este să o salute frumos pe doamna învățătoare. Cum se comportă băiatul? Da, corect. Băiatul este ascultător. Ce credeți? Oare cum o salută pe doamna învățătoare? Da, poate să o salute și cu sărut mâna, dar poate să îi spună și bună dimineața. Dar cum o salută pe mama? Da, și pe mama o poate saluta cu sărut mâna, dar poate să îi spună și la revedere. Ce am învățat din această întâmplare? Am învățat să salutăm respectuos.
În imaginea următoare, vedem doi copii. Ascultați dialogul dintre cei doi. Adi, ai să-mi dai un creion? Poftim, Luca, un creion ascuțit. Ți-l dau cu plăcere. Mulțumesc frumos! Cine i-a dat lui Luca un creion? Adi i-a dat lui Luca un creion. Ce a spus Luca? Luca i-a mulțumit pentru creion. Ce credeți despre felul în care s-a comportat Luca? Într-adevăr, Luca s-a comportat politicos. Dar cum s-a comportat colegul lui? Da, colegul lui a fost amabil, binevoitor. Ce am învățat din această întâmplare? Dacă primești, să știi să mulțumești. Să vedem imaginea următoare. Vedem o fetiță care a căzut și lângă ea stă un băiețel. Ascultați! Vai, m-am lovit, dar nu m-ai văzut. De ce stai în calea mea? Ce credeți că s-a întâmplat cu cei doi copii din imagine? Da, așa este. Băiețelul a împins-o pe fetiță, iar ea a căzut. Ce trebuia să spună băiatul? Da, băiatul ar fi trebuit să-și ceară scuze. Ce trebuia să facă băiatul? Da, băiatul ar fi trebuit să o ajute pe fetiță să se ridice. Tu, cum îți ceri scuze dacă ai greșit? Probabil spui: te rog frumos să mă ierți, scuză-mă, iartă-mă. Ce am învățat din această întâmplare? Ajută-i pe cei care au nevoie. În imaginea următoare îl vedem pe Gicu și pe colegul lui. Ascultați dialogul dintre cei doi. Bună ziua, Gicu! De ce nu răspunzi la salut? Nu e frumos! Lasă-mă în pace! Nu vezi că învăț cățelul să-mi dea lăbuța? Ce face Gicu? Da, Gicu învață cățelul să-i dea lăbuța. Cum s-a comportat Gicu? Da, Gicu a fost nepoliticos. A vorbit urât cu celălalt băiețel. Dar ce credeți despre felul de comportament al colegului lui Gicu? Colegul lui a fost amabil, a vorbit politicos. Ce trebuia să spună Gicu? Gicu ar fi trebuit să-și salute colegul. Trebuia să vorbească frumos cu el. Ce am învățat din această întâmplare? Am învățat să fim politicoși. Haideți să recapitulăm. Cum putem fi politicoși? Când suntem politicoși? Suntem politicoși atunci când salutăm. Salut! Bună ziua! Sărut mâna! La revedere! Suntem politicoși atunci când mulțumim pentru ajutor. Suntem politicoși atunci când ajutăm pe cineva. Suntem politicoși atunci când vorbim frumos cu cineva. Suntem politicoși atunci când ne cerem scuze dacă am greșit. Acum, dacă am învățat ce înseamnă comportament politicos, să aplicăm cunoștințele dobândite. În exercițiul următor, va trebui să alegem
imaginea în care copilul se comportă politicos. În prima imagine vedem un băiețel care trece pe lângă doamna învățătoare cu mâinile în buzunar, fără să salute. În imaginea a doua îl vedem pe băiețel. Aici o salută pe doamna învățătoare. Sărut mâna doamna învățătoare. În care imagine este prezentat comportamentul politicos al băiatului? Da, corect. Băiatul s-a comportat corect în imaginea a doua, atunci când a salutat-o pe doamna învățătoare. Să vedem imaginile următoare. În prima imagine vedem un băiat care își oferă locul unui bătrân. Poftiți, luați loc, spune el. În imaginea a doua vedem băiatul care stă frumos pe scaun, iar lângă el stă în picioare un om bătrân. Ce credeți? În care imagine este prezentat comportamentul politicos al băiatului? Da, aveți dreptate, în prima imagine, atunci când își oferă locul. În imaginile următoare, îl vedem pe băiat alături de bunica lui. Bunica îi oferă băiatului prăjitură. În prima imagine, băiatul ia prăjitura fără să mulțumească, iar în imaginea următoare, băiatul mulțumește pentru prăjitură. Ce credeți? În care dintre imagini este prezentat comportamentul politicos al băiatului? Corect! În imaginea a doua, atunci când folosește formula magică, mulțumesc. În imaginile următoare, îl vedem pe băiat cerând o carte colegului. În prima imagine zice, te rog să-mi dai cartea ta. În a doua imagine spune, vreau cartea ta. Ce credeți? În care imagine este prezentat comportamentul politicos al băiatului? Da, băiatul se comportă politicos atunci când folosește formula te rog. Deci, în prima imagine. În exercițiul următor, va trebui să ordonăm propozițiile astfel încât să obținem un dialog. Ascultați propozițiile. Bine, mulțumesc. Dar tu? Salut. Cum ești? Ce mai faci? Bravo, te felicit. Bună. La revedere. Sunt fericit pentru că am primit o notă bună. Cu bine. Citesc încă o dată și între timp încercați să puneți propozițiile în ordinea corectă. Bine, mulțumesc. Dar tu? Salut. Cum ești? Ce mai faci? Bravo, te felicit. Bună. La revedere. Sunt fericit pentru că am primit o notă bună. Cu bine. Probabil că le-ați ordonat astfel. Bună. Salut. Cum ești? Ce mai faci? Bine, mulțumesc. Dar tu? Sunt fericit pentru că am primit o notă bună. Bravo, te felicit! Cu bine! La revedere! Să ne amintim cum erau copiii din prima parte a lecției. Vă ajută imaginile. Nicu era ascultător sau neascultător? Da, era un copil ascultător. Adi cum era? Amabil sau egoist? Corect, Adi era amabil. Dar băiatul din imaginea următoare, era atent sau neatent? Da, era neatent. Gicu s-a comportat nepoliticos sau politicos? Da, așa este, s-a comportat nepoliticos.
Cuvintele ascultător, neascultător, amabil, egoist, neatent, atent, nepoliticos, politicos, arată însușiri, trăsături. Aceste cuvinte răspund la întrebarea ce fel de... În următorul exercițiu, pe baza însușirilor enumerate, va trebui să ghiciți despre ce este vorba. Jucărie rotundă, elastică, cu buline. Ce fel de jucărie? Rotundă, elastică. Da, cred că ați ghicit. Este mingea. O floare mică, albă, gingașă. Ce fel de floare? Mică, albă, gingașă. Da, este ghiocelul. Un fenomen al naturii, alb, pufos. Ce fel de fenomen al naturii? Alb, pufos. Da, este un nor. Un animal brun sau maro, mare, greoi. Ce fel de animal? Brun, mare, greoi. Da, este ursul. Un copac înalt, drept, verde tot anul. Ce fel de copac? Înalt, drept, verde. Da, este bradul. Și continuăm cu același exercițiu, dar aici nu avem imagini ajutătoare. Ascultați! Animal sălbatic, fricos, blănos. Ce fel de animal? Sălbatic, fricos, blănos. Da, este iepurașul. Insectă zburătoare, harnică, mică. Ce fel de insectă? Zburătoare, harnică, mică. Da, așa este, este albina. Fruct acru, galben, exotic. Ce fel de fruct? Acru, galben, exotic. Da, este lămâia. Legumă roșie, zemoasă, sănătoasă. Ce fel de legumă? Roșie, zemoasă, sănătoasă. Da, este roșia. În exercițiul următor, va trebui să completăm propozițiile folosind cuvinte care răspund la întrebarea ce fel de. Frunzele acoperă pământul. Ce fel de frunze? Da, frunzele galbene acoperă pământul. Animalele din pădure se pregătesc pentru iarnă. Ce fel de animale? Animalele sălbatice din pădure se pregătesc pentru iarnă. E liniște. Ce fel de liniște? Da, e liniște adâncă. Cântecul al păsărilor nu se mai aude. Ce fel de cântec? Cântecul frumos al păsărilor nu se mai aude. Ele au plecat de mult în țările mai... Ce fel de țări? În țările mai calde. În următorul exercițiu va trebui să găsim însușiri potrivite desenelor. Ne ajută întrebarea ce fel de... În primul desen vedem un creion și punem întrebarea. Ce fel de creion? Creion colorat. Creion ascuțit. Sau creion subțire. În imaginea următoare vedem o casă. Ce fel de casă? O casă nouă. Sau o casă mare. Sau o casă scumpă. Pe urmă vedem o înghețată. Ce fel de înghețată? O înghețată dulce. Sau o înghețată bună. Sau o înghețată gustoasă. În ultima imagine vedem o carte. Ce fel de carte? O carte interesantă.
sau colorată. Sau carte frumoasă. Și am ajuns la ultimul exercițiu. Aici va trebui să alegem care cuvânt se potrivește cu primul. Copil politicos sau copil politicoasă. Cum e corect? Da. Copil politicos. Mamă bun sau mamă bună? Cum e corect? Într-adevăr, mamă bună. Pâine proaspătă sau pâine proaspăt? Cum e corect? Da, pâine proaspătă. Floare parfumat sau floare parfumată? Da, corect este floare parfumată. Elev harnică, elev harnici, elev harnic. Cum e corect? Da, corect este elev harnic. Carte interesante, carte interesantă, carte interesant. Oare cum e corect? Da, într-adevăr, corect este carte interesantă. Munți înalte, munți înalt sau munți înalți. Cum e corect? Da, corect este munți înalți. Vă mulțumesc că ați lucrat împreună cu mine. Sunt sigură că ați fost foarte atenți și ați lucrat foarte frumos și vă sfătuiesc să nu uitați niciodată să vă comportați politicos. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!